Ce ne spune Pavel ca lucrător al lui Hristos? Așa se legitimează. Pavel, apostol al lui Hristos prin credință, nu mi-este lăudat decât în crucea Domnului. Și ce spune el despre cruce? Cei ce pierd îi nebunie, pentru că ei nu știu ce înseamnă jertfa lui Hristos și merg în moarte veșnică, că n-au pâine veșnică și sânge veșnic. Și ce spune pentru cei ce cred? Arma puterii și înțelepciunea. Ce spune apostolul Pavel? Dacă Hristos a înviat și noi vom învia. Ce spune apostolul Pavel? Dacă Hristos n-ar fi înviat, credința ar fi zadarnică la Corinteni. Deci noi nu ne jucăm, deci noi ne bazăm că turnul acesta din vie și teascul de astăzi au scopul de a ne arăta locul unde lucrătorii trebuie să stoarcă boabele din vie, adică roadele noastre, să treacă prin puterea Sfintei Liturghii, jertfa binelui, jertfa păcii, jertfa dragostei, jertfa dăruirii, jertfa dăruirii noastre, nu că ai venit și ai dat prescura. Educația copilului tău e o dăruire lui Hristos. Grija față de mama ta e o dăruire lui Hristos. Grija de soțul tău e o dăruire lui Hristos. Grija de fiica ta e o dăruire lui Hristos. Grija de socrul tău sau de vecinul tău sau de semenul tău e o dăruire lui Hristos. Deci oricui ai făcut bine, spune Hristos, întrucât ați făcut celor mai mici, mie mi-ați făcut. Și când începe judecata, ați văzut, nu vine nici Grigore Palama, nici Vasile cel Mare, nici Ioan Gură de Aur, nici Grigore teologul, nu vine nici misticul Simeon nou teolog, ci stă Hristos pe tron și zice așa: gol am fost și nu m-ați îmbrăcat. Flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc. Însetat am fost și nu mi-ați dat să beau. Bolnav am fost și n-ați venit la mine să mă cercetați. Și în temniță am fost și nu m-ați cercetat. Și toți cei, toate neamurile care vor fi pe norii cerului, închipuiți-vă judecata pe văzduh, care înseamnă infinit. Gândiți-vă că noi pe pământ mergem cu prăjina sau cu arul sau cu metru pătrat și ne punem proprietari pe 500, pe 800, pe 1000, pe 2000, ori cerurile lui Dumnezeu nu au margini. Spune de la o, vedeți ce frumos folosește psalmistul David, de la o margine a cerului până la cealaltă margine. De ce vorbește de margini? Pentru că nu ai o dimensiune, Dumnezeu nu are margini, dar cerul are margini pentru că e făcut, e creat. Și cum numărăm noi cerul? În mii de ani lumină. Vă recomand să citiți o poezie foarte simplă și frumoasă, scrisă de un mare poet român care stă aici în Iași, are Teiu Eminescu, la steaua. Deci ea e moartă de mult, dar lumina ei de-abia după mii de ani vine pe pământ. Ea s-a stins de mult, nu mai este, dar noi vedem lumina. Așa e și Dumnezeu și așa e și cerul. Închipuiți-vă miliardele de îngeri, veghind miliardele de suflete pe norii cerului, sufletele privind slava lui Dumnezeu și ce spune Evanghelistul Matei, drepții vor străluci ca soarele. Dacă la un singur soare ți-ai tras ultimul stil de ochelari de soare, dar la miliardele de sori a celor care strălucesc pentru împărăția lui Dumnezeu, vom putea noi vedea cu ochii trupești acea slavă negreită? Nu vom putea, ci că spune acolo Evanghelia că popoarele vor tremura și vor lăcrima când vor vedea semnul Fiului Omului și drepții strălucind ca soarele, zosima pascală, în sfârșitul omului. Ce spune mai departe că spun popoarele? Doamne, dar unde te-am văzut noi pe tine și nu ți-am făcut acestea? Întrucât n-ați făcut celor mai mici, mie nu mi-ați făcut. Deci, vedeți, nu te întreabă dacă știu crezul, nu te întreabă dacă știu Tatăl nostru, nu te întreabă dacă știu psaltire pe de rost, nu te întreabă dacă știu tacatistierul pe de rost, nu te întreabă dacă ai citit Scriptura în fiecare zi. Isaac Siru. Ăsta un sfânt, așa se numește, împăratul cuvintelor duhovnicești, pe localea 10. Vă recomand cu căldură. Spune așa: folosul aproape lui roada ta, de va înseta fratele tău și tu te vei ruga blasfemiei săvârșit înaintea lui Dumnezeu. De fapt, flămânzi fratele tău și tu te vei ruga blasfemiei săvârșit înaintea lui Dumnezeu.
De va fi înfrigurat și ostenit și nu vei odihni pe fratele tău și tu te vei ruga, blasfemia ai făcut înaintea lui Dumnezeu. Să nu fie socotită rugăciunea ta într-un păcat, spune psalmistul David. Vedeți ce lucrare. Deci, să nu, cred că ar trebui iar să mă repet, să nu treacă în fiecare zi o zi în care să nu fie în stare să dai o pâine de pomană, de un leu, și să spui, da, dar viața e scumpă. Oricât de scumpă ar fi, viața nu e mai scumpă ca sufletul tău. Oricât de grozavă ar fi viața și de chinuită, nu e mai scumpă ca un blid de borș în care ai mai pus jumătate de ceapă în plus sau jumătate de morcov, jumătate de cartof și un calic a mâncat cald la ușa ta. Ăla era Dumnezeu. Tu nu știi. Și nu-L cunoști că nu știi în câte chipuri vine. De ce ți-am spus lucrul ăsta? Ca să înțelegi, dacă s-a întors foaia, ca să înțelegi că a venit timpul roadelor și au venit slugile să-și ia roadele. Adică cine? Îngerii, sfinții, biserica biruitoare din cer, care a venit să ne aducă aminte cele trei lucruri. Evanghelia conștiinței. Cum poate să-mi fie mie bine dacă lui altul nu este bine? Cum poate să-mi fie mie liniște dacă eu i-am pricinuit lui altul neliniște? Cum pot eu să doresc sănătate când eu i-am creat lui altul suspans și boală și suferință? Cum pot eu să mă simt împlinit când l-am nenorocit pe altul cu un chip bine știut? Noi tratăm ortodoxia ca pe o teorie. Noi privim din punct de vedere al doctrinii religioase ortodoxia ca și credință, deci o tratăm ca pe, noi așa îi spunem, dogmă. Dogmă înseamnă adevăr, dar noi o tratăm din punct de vedere rațional. Dumnezeu nu e rațiune. Adam a gândit rațional. Adam a vrut să fie Dumnezeu prin propriul lui concept și n-a fost. Omul a vrut să ajungă la Dumnezeu prin propriul lui concept și n-a reușit. De ce vă spun lucrul ăsta? De mă voi sui în cer, acolo ești. De mă voi coborâ în iad, de față ești, că e conștiința. Conștiința care roade în noi ca un verme neadormit. Și la marginea mării, dacă mă voi sălășlui, dreapta ta mă va sprijini. De ce? Oriunde te-ai retrage pe fața pământului, prima întâlnire o ai cu Dumnezeu în conștiință. Deci Evanghelia de astăzi este a conștiinței. Tu ai fost trimis pe pământ să fii un desăvârșit prieten al lui Dumnezeu, lucrător în via lui și în poruncile lui și n-ai fost numit niciodată stăpân. Să nu ziceți nimănui tată, zice Noul Testament, cu un singur tată aveți în cer, care v-a născut pe voi din Duhul, spune Apostolul Pavel. Deci Hristos cu sângele Lui ne-a născut și ne-a înfiat Lui Tatăl. El s-a jertfit pentru noi și a dus toată neputința noastră la tronul lui Dumnezeu și a zis, Tată, săvârșitul s-a... Deci când era pe cruce și ei băteau cuile și când iau la un vin, el zice, Tată, săvârșitul s-a... Adică gata, am împlinit porunca de a mântui lumea. Am reușit și acest lucru. Și mânindu-se stăpânul, a dat pe mâna chinuitorilor, adică a dracilor în iad, până ce va plăti toată datoria, dacă îl va scoate cineva cu rugăciunea. Tot așa și Tatăl meu cel din cer va face vouă dacă nu veți ierta fiecare fratelui său din inimile voastre. Vreau să o băgați bine la cap și cu asta am încheiat predica. Tot așa va face și Tatăl meu cel din cer cu voi, dacă nu veți ierta fiecare fratelui vostru, care v-a greșit, din inimile voastre. Deci există o iertare de pe buze, care mai puțin contează, că rămâne tot ură și ținerea mintea răului. Există o iertare din suflet, când nu-ți mai aduce aminte, și există o iertare din inimă atunci când iubești. Și acum vin și cu o salvare. Și o să ziceți, păi da, dacă mi-a făcut răul ieri, uite în ce condiții îl poți ierta și uite în ce condiții nu îl poți ierta. Dacă un om fumează, se vatămă pe sine, poți să-l ierți. Dacă un om bea, poți să-l ierți, că se vatămă pe sine. Dacă un om înjură, poți să-l ierți, că se vatămă pe sine. Dacă un om spune o minciună, poți să-l ierți, că se vatămă pe sine. Dacă un om premeditează să facă un rău altui om,
acela este păcat împotriva evidenței și nu prea se iartă. Deci, omul ticălos care atentează la persoana altui om, la demnitatea lui, la viața lui, la sufletul lui și la mântuirea lui, pe acela îl ierți numai în momentul în care a depus mărturie între el și tine sau între el și alți doi, trei, cum spune Scriptura, că s-a îndreptat și a pus început bun de pocăință. Alminteri să-ți fie ție ca un păgân și vameș. Nu-l urăști, nu-l iubești, nu intri în discuții, nu te cerți, nu lungești dialogul, dar trebuie să fii atent, că spune tot Sfânta Scriptură, într-o ură de frate, păcat de moarte s-a săvârșit. De ce? Cel ce te urăște va căuta toată viața să te înjunghe. Cel ce te urăște va căuta toată viața să te denigreze. Și să știți, e mai periculos să fii tăiat cu limba și cu vorba de un dușman decât cu palma sau cu toporul. Pentru că cicatricea se vindecă și palma se uită sau se trece durerea. E temporară. Dar cuvântul cu vorba și cu tăietura cu limba și facerea de rău, în mod evident, aceea nu se șterge niciodată. Înfierarea cuiva sau a demnității cuiva sau a face rău cu bună știință, în mod de răzbunare și în mod voit, acela nu-l lepezi, dar îl îndepărtezi de la fața ta. Cu cei ce lucrează fără de legea, nu mă voi însoți cu aleșii lor. Spune că la dușmanul tău e bine să-i dai pâine, e bine să-l binecuvintezi chiar când el blastămă, e bine să te rogi pentru el și chiar dacă aveți dușmani, vă și spun și ce rugăciune trebuie să faceți ca Dumnezeu să-i îmblânzească sau să-i pedepsească pe ei dacă e nevoie, că el știe ce are de făcut, nu noi. Doamne Iisuse Hristoase, pentru rugăciunile lui Ioan sau Vasile sau Gheorghe sau Maria sau Grigorie, iartă-mă pe mine păcătosul, adică dușmanul care te deranjează. Pentru că tu rugându-te la Dumnezeu pentru rugăciunea lui să te ierte, pe el îl îmblânzește și pe tine te slobozește. Dacă ne facem dreptăți singuri, cum ar fi partajele, procesele, moșiile astea, trebuie judecate la Cezar, că așa a spus Hristos, nu eu sunt, eu n-am venit pe pământ să împart averea fratelui tău, aveți Cezarul. Dar ceea ce ține de natură sufletească și de actul de mântuire, spune negru pe alb în Scriptură, dacă un mădular te sfintește, taie-l și aruncă-l de la tine. Alții au înțeles că trebuie să-și tai o mână. Nu. Mâna-i fratele, cumnatul, sora, piciorul, mama, tata, copiii, oricine. Deci cine te încurcă la mântuire, îl pui un pic mai deoparte. Adică Dumnezeu stă pe primul loc și pe urmă ceilalți în ordinea des sau crescătoare. Cam aceasta este ideea despre datornicul cu 10.000 de dinari, care e societatea aceasta perfectă, plină de legi și de imperfecțiuni și plină de mizerii sufletești care au bulversat mintea întregului popor și l-au întors în toate direcțiile. Deci pur și simplu, câteodată chiar eu mă mir că dacă pe vremea lui Ceaușescu se adunau câte două, trei familii și făceau un mic bairam și mai povesteau și erau migești buni, astăzi oamenii și-au făcut garduri cât casele și câini și pază și becuri și și-au făcut lacăte și și-au făcut camere de luat vederi, numai să nu se vadă unul cu celălalt, să nu se audă, să poată să aibă o izolare totală. Deci nu mai vorbești de comuniune și iubire, o izolare totală. Să trăiești în mijlocul satului ca în junglă, nimeni să nu vadă la tine peste gard, pentru că tu te simți timorat sau te simți infectat dacă unul mai mărunt sau mai mic ca tine se uită în ograda ta, ți infectează gazonul. De ce am spus lucrul ăsta? Pentru că trăim într-o eră a urii, a răutății, a dezinformării, a minciunii, a nedreptății și plus pe deasupra, oamenii se mai cred și perfecți. Oamenii cred despre ei că sunt perfecți. Nimeni nu este perfect. Nimeni nu este sfânt afară de Dumnezeu. Nimeni nu este corect afară de Dumnezeu. Nimeni nu este ales afară de Dumnezeu. Dumnezeu ne va alege la vremea cuvenită dacă ne va găsi într-o smerenie cu bună cuvință, într-o evlavie desăvârșită și într-o credință sinceră și adevărată. Nu uitați că atunci, tot într-un citat evanghelic, spune așa,
Când îți duci darul la altar, dacă ești certat cu cineva, lasă-ți darul ușa altarului, împacă-te și apoi vino și-l adu, să nu fie rugăciunea ta într-o păcat, să nu fie o steneală noastră creștină spre o sândă. Vă reamintesc încă o dată două lucruri importante. Când poporul lui Israel a depășit măsura mâniei dumnezeiești, Dumnezeu prin Nabucodonosor i-a dus în Babilon. Și când au început să țipe, Doamne, dar ce faci cu noi, ne pierzi, ne dai la Dumnezeu străin? A spus așa, acesta e biciul meu pentru voi. Ascultați de robul meu Nabucodonosor, dacă vreți să împliniți cu tot. Și au stat 70 de ani în robie și apoi s-au întors la Ierusalim, au refăcut templu și au avut din nou strălucirea și demnitatea așteptării venirii lui Hristos. Să nu ne pedepsească Dumnezeu pentru indolență, nepăsare, impresie. Mie mi-e indiferent că îi mai aud pe unii că spune a, părinte, lasă că mi-am lămurit și cu Scriptura. Băi, tu te-ai să te lămurești cu Scriptura când ai să știi cine a scris-o, câte cărți, câte capitole are. Atâta timp cât știi doar că există o Biblie și habar n-ai ce-i cu ea, nu-ți mai da cu părerea în materie de Scripturi. Scriptura este plină de decriptări și descifrări, descrieri și de mesaje divine din care omenirea își scoate existența și cursul ei și mersul mai departe în istorie. În momentul în care ești un trăitor al Sfintei Scripturi, cuvintele ți se revelează singure, nu trebuie să le cauți tu tâlcuiri la Ioan Gură de Aur și la Vasile cel Mare. Deocamdată noi trăim din sintagme, din impresii, din păreri, din autosuficiențe, din îngânfări și din infatuări, dar nu trăim din realitatea lucrărilor Duhului Sfânt. Fericiți cei curați cu inima, ca cei